este în lucru, am înțeles de la doamna locțiitor, situația de la Săcele, în care a dispărut o ștampilă de vot. Se presupune că unul dintre alegători, ulterior votării, a plecat cu ștampila acasă, au fost sesizate autoritățile, se fac cercetări, nu cunoaștem dacă s-a început neapărat urmărirea penală in rem sau in persona, dar este în lucru, vom fi informați. În continuare, situația de la Negru Vodă, când ulterior desigilării pachetelor conținând buletinele de vot, s-au constatat că în sacii repartizați la Negru Vodă s-a găsit două buletine pentru circumscripția de Chirchiol. La Ciobanu, incidentele de la Ciobanu au fost semnalate? Nu cunosc în ce sens. Nu am primit nicio sesizare. Nicolae Borcescu, procesizare? Nu, nimic. Punctual au mai fost probleme pe care le-am redirecționat către Serviciul de Telecomunicații Speciale, în sensul problemelor de funcționare a tabletelor. Unde s-au înregistrat acestea? La Mihail Covălnicianu, am înțeles, a fost o situație chiar de dimineață când s-a scanat cartea de identitate a unui alegător, s-a introdus în sistemul informatizat SIMPV, s-a constatat ulterior că avea valabilitatea expirată. Au mai fost și situații de genul, scapă localitatea, în care cartea de identitate a fost schimbată cu dată recentă, gen 30-31 mai, iar în sistem persoana a figurat cu un alt, cu vechiul domiciliu, nu cu noul domiciliu pentru care fusese eliberată noua carte de identitate. Dar s-a votat pe liste suplimentare, speciale. La Săcele, ceva referitor la faptul că în ultimele zile s-au înregistrat 150 de noi cetățeni în evidențe? Și cu privire la Săcele am primit o sesizare în dimineața asta din partea PSD filiala Constanța. Fusese anterior, în campania electorală, o sesizare similară cu privire la o situație din Cojalac, referitoare la vizele de reședință, vizele de flotant.